În această frumoasă dimineață de sabat, vă invit ca împreună să deschidem serviciul divin, cântând imnul Spre tine în rugă, numărul 187. Care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru acest sabat frumos, îți mulțumim că ne-ai îngăduit Tu ca să ajungem din nou în casa Ta de rugăciune. Te rugăm să fii în această oră, să ne ajuți Tu ca să înțelegem cuvântul care L-ai pentru noi, să-L putem folosi în viața de zi cu zi. Amin. Îți mulțumim pentru tot și Te-am rugat în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Thank you.
Vă salut cu pacea Domnului în această dimineață de sabat. Este un privilegiu să avem ocazia să examinăm viața apostolului Pavel. După Domnul Iisus Hristos, putem spune că Pavel a fost cea mai importantă persoană, cel care a contribuit cel mai mult la răspândirea religiei creștine la începuturile ei. Înainte de a începe, aș vrea să vă spun o povestire, să vă relatez un eveniment care a avut loc exact acum 42 de ani. Pe data de 13 ianuarie 1982, un avion al companiei Air Florida s-a prăbușit în râul Potomac din Washington, D.C. Vremea era, cum vă puteți imagina, în timpul iernii în Washington, D.C. Mulți au fost martori la accident și la eforturile de salvare și un lucru a ieșit în mod deosebit în evidență. Ați auzit până acum de numele Arland Williams? Știe cineva de Arland Williams? Arland Williams a fost un om deosebit. Elicopterul care scotea pe naufragiați din apa râului a ajuns la el, i-a întins o funie de salvare și Arland Williams a dat funia care venise la el vecinului de lângă el. Elicopterul a venit din nou și din nou funia s-a coborât la Arland Williams și din nou Arland Williams a dat funia vecinului. Și a continuat așa până când au fost salvați toți cei din jur. Când a revenit elicopterul din nou și l-a căutat pe Arland Williams, nu mai era. Din cauza frigului, din cauza oboselii, se înnecase. Arland Williams este un exemplu de viață trăită după principii. În Arland Williams vedem diferența dintre ceea ce în limba engleză s-ar numi commitment, noi am putea traduce prin angajament, prin obligație, responsabilitate, sau poate traducerea cea mai potrivită ar fi legământ. Arland Williams a trăit viața potrivit unui legământ. Deci, diferență dintre commitment și involvement. Involvement înseamnă implicare, înseamnă un fel de conexie, să zicem, periferică în legătură cu un anumit lucru. Dacă ne gândim la definiția cuvântului cauză, substantiv feminin în limba română, definiția cea mai obișnuită, cea mai folosită este aceea de motiv, pricină, temei, un lucru sau un fenomen care la rândul lui duce la un alt fenomen, la un alt eveniment. Al doilea înțeles al cuvântului cauză este o problemă care este susținută de un număr de persoane. Putem vorbi despre eliminarea sărăciei ca fiind o cauză, despre vindecarea de o anumită boală, de cancer, să zicem, ca fiind o cauză. Și multe persoane sunt implicate în cauze. Dau bani, vorbesc despre cauza respectivă și așa mai departe.
Însă există o diferență majoră între o cauză în care ești implicat și un mod de viață. Arlen Williams nu a crezut într-o cauză, ci a crezut într-un mod de viață. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra cuvintelor lui Dietrich Bonhoeffer, care vorbește despre chemarea pe care o primesc ucenicii. În cartea Costul uceniciei, în capitolul Chemarea la ucenicie, Bonhoeffer vorbește despre momentul când Iisus trece pe lângă Levi, vameșul, și îi spune, vină după mine. Care a fost răspunsul vameșului în momentul acela? A mai luat ceva cu el? S-a dus să spună, lasă-mă să mă duc să îngrop pe... sau lasă-mă să mă duc să-mi pun afacerile în ordine? A lăsat totul și l-a urmat pe Iisus. Bonhoeffer spune că chemarea este făcută și imediat este urmată de răspunsul ascultării. Răspunsul ucenicilor este un act de ascultare, nu este o mărturisire de credință în Iisus. Și Bonhoeffer își pune întrebarea, cum poate această chemare în mod imediat să genereze, să evoce ascultare? Și Bonhoeffer spune, povestirea aceasta este o piedică pentru omul rațional, pentru omul lumesc. Pentru că omul lumesc nu poate să înțeleagă cum de o chemare de felul acesta, fără o legătură anterioară, fără vreun fel de motiv, să zicem așa, fără vreun fel de cauză, în mod automat, în mod imediat, este urmată de ascultare. Însă lucrul acesta este exact ceea ce se întâmplă aici. Textul biblic nu spune cu nimic mai mult. Biblia nu este interesată de substratul psihologic al ascultării lui Matei. Și Bonhoeffer spune cauza deciziei lui Matei, faptului că el urmează pe Hristos în mod imediat, este însuși Iisus Hristos. Ni se spune mai departe că atunci când suntem chemați să-L urmăm pe Iisus Hristos, suntem chemați la un atașament exclusiv către persoana sa, cu persoana sa, cu persoana lui Iisus Hristos. Este o poruncă, dar este o poruncă plină de har. Este o poruncă deosebită pentru că este porunca care vine de la Iisus Hristos. Bonhoeffer ne mai spune că lui Petru îi se adresează chemarea, urmează-mă, de două ori în viață. Primul și ultimul cuvânt pe care Iisus îl adresează lui Petru, urmează-mă. Și Bonhoeffer spune, între aceste două chemări se află întreaga viața a lui Petru. Petru își părăsește mrejele și meseria și îl urmează pe Iisus Hristos pe cuvânt. Între aceste două chemări se cuprinde întreaga viață de ucenicie în școala lui Hristos. La mijloc s-a aflat mărturisirea că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Lui Petru este descoperit de trei ori unul și același lucru. La început, la sfârșit și în Cezarea lui Filip, și anume că Hristos este Domnul și Dumnezeul lui. Este același har al lui Hristos care îl cheamă. Urmează-mă și care îi se revelează în mărturisirea despre Fiul lui Dumnezeu. Precum Petru, precum alți oameni care experimentează o schimbare radicală a vieții atunci când sunt confruntați cu chemarea lui Iisus Hristos,
Apostolul Pavel are aceeași experiență. Cunoaștem întâmplarea de pe drumul Damascului, dar aceasta este doar chemarea inițială. După această chemare, Petru trăiește o viață alături de Iisus Hristos. Scuzați, Pavel. Este adevărat că și Petru trăiește o viață alături de Iisus Hristos, dar mă refer la Pavel. Pavel, la un moment dat, este arestat. După cum știți, conducătorii iudei îl acuză că incită poporul la revoltă și folosindu-se de dreptul său, de calitatea de cetățean roman, Pavel apelează la împărat ca să fie judecat de împărat. Călătoria către Roma este anevoioasă, naufragiază în Malta, vă aduceți aminte de întâmplarea din jurul focului. După ce ajunge în Roma însă, Pavel este pus la arest, la domiciliu, timp de aproximativ 2 ani și în timpul acesta se pare că scrie unele din epistolele din închisoare. Este eliberat pentru un timp, dar rearestat și retrimis la Roma. Și de data aceasta are ghinionul sau norocul. Depinde din care punct de vedere te uiți la situația lui Pavel. Se întâlnește cu Nero. Nero e un personaj interesant. Cred că o sămânță de nebunie se transmite prin familia Iuliană, pentru că Nero este fiul lui Ahenobarbus și Agripina cea tânără, Agripina fiind sora lui Caligula. Caligula este cunoscut prin excesele lui. Există o poveste și nu știm exact cât de adevărată este, dar se spune că acest om ar fi vrut să-și ridice calul incitatus la rangul de consul. Consul era demnitarul cel mai înalt în Republica Romană. Consulii erau aleși câte doi pentru o perioadă de timp și ei pur și simplu erau responsabili pentru conducerea Republicii. Existau și alți funcționari, pretori, tribuni și așa mai departe, dar consulul era personajul principal. Și instituția apare și în epoca imperială, bineînțeles cu puteri reduse, dar lucrul interesant este că Caligula, ar fi vrut să-și transforme calul în oficial al statului. Nero însuși nu este lipsit de această de ciudățenii de același fel. Printre altele se spune că Nero avea impresia că are talent muzical și îi plăcea să cânte, să se afișeze în public. Mai grav decât atât însă, s-ar părea că Nero a comandat uciderea mamei sale, Agripina cea tânără, a primei soții Octavia și posibil și a celei a doilea soții, Popeia. În anul 64 al erei noastre, un mare incendiu cuprinde Roma. Teoria este că Nero a orchestrat acest incendiu. Nu se știe exact de ce. Unul din motivele posibile este ca să facă loc în Roma pentru un mare palat pe care avea de gând să-l construiască, Domus Aureus. Nero se spune că dă vina pe creștini pentru această catastrofă și începe persecuția creștinilor, o persecuție fioroasă, restrânsă din punct de vedere geografic la orașul Roma și împrejurimi, însă
Tacitus, faimosul istoric roman, ne spune că s-au folosit metode brutale de persecuție, inclusiv creștinii fiind sfâșiați de câini, crucificați, nu era ceva nou, ceva deosebit de greu de înțeles pentru mintea modernă, creștinii sunt folosiți ca torțe umane, puși să ardă pe drumurile Romei. Probabil că această persecuție este unul din primele exemple de violență sponsorizată de stat împotriva creștinilor și un eveniment semnificativ în istoria creștinilor. Pentru că se spune că sângele martirilor aduce roadă. Și în condițiile acestea ajungem la situația lui Pavel, ultimele zile ale lui Pavel. Dat fiind ce, sau cum l-am descris pe Nero, nu este de mirare că spiritul profetic spune că răutatea împăratului împotriva lui Pavel a revenit. Închipuiți-vă cât de dezamăgit a fost Nero să fie nevoit să-l, sau împăratul să fie nevoit să-l pună în libertate pe Pavel, deși era un agent subversiv care contribuia la destabilizarea Imperiului. Și mai mult decât atât, se spune că încă de la începuturile lui, creștinismul și-a găsit aderenți chiar în casa imperială. În mod secret, soții, mătuși, bunici ale împăraților erau creștine sau simpatizau cu religia creștină. Nero deci hotărăște ca Pavel să fie scos din circulație și îl condamnă la moarte. Însă, pentru că Pavel era cetățean roman, are privilegiul să fie decapitat și nu torturat. Privilegiul, evident, în ghilimele. Ca toți tiranii, Nero nu vrea să facă un spectacol public din lucrul acesta și doar câtorva persoane li se permite să asiste la execuția lui Pavel. Evident, se tem de extinderea influenței lui, însă cu toate măsurile luate, influența lui Pavel și acum la acest eveniment și peste secole va fi extinsă mai mult decât își vor închipui ei. Lucrul interesant care mi-a atras atenția este felul în care Pavel se comportă în ultimele momente de viață. Pavel, după cum fără îndoială vă aduceți aminte, asistă la execuția lui Ștefan. Și Ștefan, diaconul Ștefan, moare într-un mod frumos, înălțând o rugăciune pentru persecutorii lui, înainte de a-și da sufletul. În același fel reacționează Pavel când sosește timpul execuției sale. Pentru aceia care au luat parte la moartea lui de martir, spiritul său de iertare față de executorii săi și încrederea sa neșovăielnică în Hristos până la sfârșit s-au dovedit ca o mirasmă de viață spre viață. Mi-a atras atenția felul de gândire a lui Pavel. Pentru că Pavel nu este un visător, să zicem așa. Pavel este un realist, însă, deși nu vede viața excesivă în roz, nu vede nici ca fiind extrem de întunecată.
V-aș atrage atenția asupra textului care spune: suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți pe jos, dar nu omorâți. Deci, la fiecare negativ, Pavel răspunde cu un pozitiv. Mai presus de toate, nu părăsiți. Pavel este conștient că Iisus Hristos este Cel care este alături. Și în Iisus Hristos își are ascunsă viața. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Pavel trăiește un simțământ de pace deosebit. Și având ceva experiență de viață, pot să mărturisesc că atunci când nu ai pace în suflet, când ceva te muncește, ceva te roade, e un timp extrem de dificil să nu ai pace, să te încerce ori remușcări, un simț de vinovăție, gândul că ai fi putut să faci ceva ce n-ai făcut, ai fi putut să faci mai mult. E un simțământ teribil cu care trebuie să trăiești. Însă Pavel este sau se bucură de o pace desăvârșită în Iisus Hristos. Isaia spune: celui cu inima tare, tu îi căzășuiești pacea. Da pacea, căci se încrede în tine. Viața lui Pavel nu este viața unui ipocrit. Viața lui Pavel este același fel de viață pe care îl descria mai înainte. Omul care întinde frânghia de scăpare celui de lângă el. Se sacrifică pe el însuși pentru ca să fie salvat cel de lângă el. Dacă stăm să ne gândim puțin, având în vedere cine fusese Pavel, faptul că era cetățean roman, faptul că studiase la cea mai înaltă universitate din țară, probabil că ar fi avut un viitor extrem de strălucit dacă stătea liniștit și își vedea de treaba lui. Însă Pavel primește chemarea pe drumul către Damasc și răspunde cu bucurie, cu un abandon total, cu un angajament total, cu un legământ complet să trăiască pentru Iisus Hristos. Spiritul profetic ne spune că Pavel are o mare grijă față de cei pe care îi va lăsa în urmă. Pavel nu se gândește la suferințele sale proprii, ci se gândește la cei pe care îi lasă în urma lui. Pe puținii creștini care l-au însoțit la locul de execuție, Pavel a căutat să-i întărească și să-i încurajeze prin repetarea făgăduințelor date pentru cei prigoniți din pricina neprihănirii. Știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Ziua aceea, evident, fiind ziua judecății, ziua celei de-a doua veniri. Pavel nu are absolut nicio îndoială. Speranța și credința se manifestează puternic în viața lui până la sfârșit. Apostolul privea spre marea veșnicie nu cu nesiguranță sau cu teamă, ci cu o nădejde plină de bucurie și cu așteptare plină de dor. Stând la locul martiriului său, el nu a văzut nici sabia călăului și nici pământul care în curând avea să primească sângele său. El a privit prin liniștitul cel albastru al acelei zile de vară până la tronul celui veșnic. La ce te uiți? Asupra cărui lucru, asupra cărui eveniment, asupra cărei persoane este concentrată privirea ta. Spiritul profetic spune: by beholding you become.
privind la ceva, având pe ceva, pe cineva de fapt, ca obiect central al preocupărilor tale, a vieții tale, devii ca persoana aceea. Privind la Hristos, te transformi după voința lui Hristos. Credința lui Pavel era întărită atunci când își amintea cum patriarhii și profeții s-au sprijinit pe acela care era susținătorul și mânghierea sa și pentru care el își dădea viața. Spuneam ceva mai devreme că viața lui Pavel este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și el este convins că acela care a învins moartea este în stare să păzească ceea ce i s-a încredințat. Mintea lui Pavel se prinde cu putere de făgăduința Mântuitorului. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Gândurile și nădejdele sunt concentrate asupra celei de-a doua venire a Domnului său. Și atunci când sabia călăului coboară și umbrele morții se adună asupra martirului, ultimul său gând care îi străfulgeră mintea, gând care va fi și cel dintâi în marea dimineață a redeșteptării, a fost de a-l întâmpina pe dătătorul vieții, care îi va ura bun venit în bucuria celor binecuvântați. Multe secole au trecut de când bătrânul Pavel și-a vărsat sângele ca martor pentru cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Isus. Și împreună cu Pavel, mulți martiri, milioane de martiri au suferit aceeași soartă. Însă fiecare sacrificiu, fiecare jertfă dă roade. Prin mărturia vieții lui, prin scrierile lui, glasul lui Pavel răsună nu numai la locul execuției, și răsună de-a lungul secolelor. Mă gândeam la prelegerea mărturie după moarte. Există un exercițiu, dacă nu mă înșel, Stephen Covey, într-una din cărțile lui, spune, imaginează-ți că ești prezent la o înmormântare și poți să asculți ce se spune despre cel decedat. Acum imaginează-ți că tu ești cel decedat și gândește ce ai vrea să se spună despre tine. În cazul lui Pavel, mărturia despre viața lui, mărturia despre felul în care și-a trăit viața, transcende timpul, învinge uitarea, învinge orice alt zgomot, orice altă încercare de a deturna atenția și rămâne ca mărturie pentru noi astăzi. Pavel spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Dumnezeu să ne ajute ca și noi să trăim același fel de viață pe care l-a trăit Pavel, ca și influența noastră asupra celor din jur să fie o influență benefică, de la viață spre viață. Ca și noi să trăim o viață totală în legământ cu Iisus Hristos. Nu doar să credem într-o cauză, în cauza lui Iisus Hristos, ci să ne dedicăm în întregime lui Iisus Hristos și să trăim doar pentru El. Vă invit să ne rugăm în următoarele momente, aș ruga 3 rugăciuni din sală și rugăciunile acestea să aibă în vedere viețile noastre, felul nostru de a trăi. Dumnezeu să ne ajute să trăim în felul acesta.
să fim exemplu pentru cei din jur. De asemenea, o rugăciune aș dori să fie înălțată în mod deosebit pentru copiii și pentru tinerii bisericii. Ei se confruntă cu ispite pe care noi nici nu le-am imaginat posibile când eram noi copii și au nevoie de susținere, au nevoie de conducere și de călăuzire în mod deosebit în vremurile care ne stau în față. În final, a treia rugăciune aș dori să fie înălțată cu scopul de a cere sprijinul lui Dumnezeu ca să fim statornici în viața pe care am ales-o. El să ne întărească și să ne sprijine prin vremurile de încercare, prin ispitele prin care vom trece. Aș ruga ca persoanele care doresc să se roage să mi se alăture aici pe platformă. Și vă invit să ne ridicăm. Dorim să-ți mulțumim pentru învățăturile din viețile oamenilor tăi, din cuvântul tău, din Biblie. Îți mulțumim pentru faptul că ei au trecut cu curaj prin greutăți mari. Te rugăm, ajută tu ca și noi să facem la fel în situațiile pe care le avem noi. Te rugăm în mod special să fii tu cu tinerii bisericii tale. Tu știi că sunt tineri care sunt aici în mijlocul nostru. Pentru ei ajută-i tu ca să vadă în noi cei mai mari un exemplu al unor creștini care te urmează de aproape în toate lucrurile. Și te rugăm, ajută-i tu ca să nu fie atrași de lumea din jur care este doar moarte și rău. Te rugăm, ajută tu pe cei care nu sunt în biserică, care au fost la un timp și sunt în lume. Ajută-i tu să te găsească, să poată să se întoarcă la tine cu tot sufletul lor și să fie ai tăi. Și te rugăm, folosește-ne pe fiecare din noi în această lucrare pentru ei. Și îți mulțumim. Amin. Părinte bun și veșnic, mai rămânem plecați înaintea ta să-ți aducem slavă și mărire numelui tău, că ți se cuvine pentru această iubire și dragoste eternă pe care ți-o arăți față de noi. Îți mulțumim, Părinte Sfânt, pentru aceste exemple atât de minunate din Scriptură, pentru copiii tăi pe care i-ai avut statornici stând lângă tine, care nu s-au uitat la viața lor, ci la iubirea și dragostea ta, care au vrut să locuiască cu tine pentru veșnicie. Îți mulțumim, Tată scump, căci Tu ai îngăduit ca noi să trecem prin multe greutăți și suferințe și încercări. Ție îți aducem slavă numelui Tău, căci Tu ai vrut ca noi în toate acestea să vedem mâna Ta, ajutorul Tău, să ne încredem în Tine mai mult și să avem o experiență vie cu Tine. Ajută-ne, Părinte Sfânt, ca să fim un exemplu și o mărturie bună și pentru copiii noștri, pe care te rugăm să-i binecuvintezi. Dă-ne dragoste și iubire pentru ei și fă să vadă în noi că avem și noi iubire și dragoste de la tine. Să-i scoți din lumea aceasta, să le descoperi mântuirea ta, să le vorbești prin Duhul tău ce sfânt cu putere. Și lucrează la inima fiecăruia mântuirea ta și fă ca răspunsurile rugăciunilor noastre să le găsim când vom fi în ceruri. Pentru toate îți mulțumim. Amin. Amin.
Tatăl nostru care locuiești în ceruri, cu deplină recunoștință ne înfățișăm înaintea ta, să-ți mulțumim pentru ziua de sabat, să-ți mulțumim pentru viața care ai păstrat-o în corpurile noastre și să-ți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, că suntem la sfârșitul acestei săptămâni de rugăciune. Te rugăm din toată inima să asculți rugăciunile tuturor celor care s-au rugat înaintea ta în această săptămână. Fie dimineața, fie seara, fie în timpul nopții, ascultă de acolo, din locul locuinței tale, rugăciunile tuturor. Binecuvintează poporul tău din locul acesta, binecuvintează copiii, binecuvintează tinerii, binecuvintează frățietatea în întregime și ajută-ne ca niciunul să nu fie lipsit din împărăția ta. Ne așteaptă timpuri grele, de aceea te rugăm, ajută-ne să fim statornici și să rămânem cu încredere că tu vei face toate lucrurile noi. Îți mulțumim pentru lucrul acesta și te invităm ca să fii stăpânul nostru, să fii conducătorul vieții noastre, conducătorul minții noastre, Doamne, și să trecem cu vederea la tot ceea ce a fost în trecut și să ne îndreptăm privirile către tine. Nu mai este mult și Domnul vine curând. De aceea te rugăm, dă-ne putere ca să rămânem statornici în credință și noi ca părinți și copiii noștri și nepoții noștri să avem parte din împărăția ta. În numele Domnului Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, mai zăbovim înaintea ta câteva momente, câteva clipe, așa cum suntem și cum tu ne cunoști. Vrem în continuare tu să ne cercetezi, să ne trezești din starea aceasta de încropeală, de indiferență, nu se întâmplă nimic cu noi. Doamne, și ne pare rău că mai este puțin și tu vei încheia harul și vei sigila pe copiii tăi adevărați. Și noi ne dăm seama că nu am fost până acum martorii tăi adevărați și încă nu suntem în stare nici astăzi. Ne ocupăm cu lucruri trecătoare pe care le-am pus în minte toată viața. Te rugăm să ne scapi, Doamne, să ne salvezi, să ne cercetezi pe fiecare în parte, să ne conștientizezi că suntem înaintea ta, să ne conștientizezi de vremurile în care trăim, să ne conștientizezi că suntem, de când ne-am născut, suntem într-o luptă serioasă și Satana pândește nu pe cei care sunt ai lui, pe cei care vor să-ți urmeze ție. Te rugăm încă o dată din suflet să ierți păcatele noastre și care nu le-am mărturisit sau care nu ne-am dat seama de ele. Te rugăm din suflet să curățești tu biserica ta în aceste zile din urmă, să ne aducem aminte numai de istoriile prin care a trecut oamenii credincioși sau mai puțin credincioși, ci să ne aducem aminte ce tu ne-ai spus, că vei trece prin mijlocul cetății și vei face un semn numai pe fruntea celor care gem și suspină, nu doar pentru ei, pentru nelegiuile care se petrec acolo în mijloc. Și ne aducem aminte că sunt persoane care suferă și pe patul de suferință. Niciodată n-am auzit anumite persoane, cum este Lili Săraru, care de atâția ani suferă, și Elena Radu, și alte persoane. Îți mulțumim pentru sora Viorica, care este mai bine. Sunt mulți care suferă pe acest pământ, dar nu numai fizic, sunt persoane care suferă sufletește din cauza copiilor care sunt în lume, din cauza anumitor probleme care s-au iscat în familiile lor. Îndură-te, Doamne, de noi și de familiile noastre. Ajută-ne să facem o consacrare de plină, să nu mai glumim nicio clipă cu păcatul sau cu firea pământească. Trezește-ne, aceasta este dorința sufletului nostru, ca tu să ne trezești, numai tu poți să ne trezești. Și ajută-ne când simțim îndemnul, mustrarea și învățătura Duhului Sfânt să nu mai închidem urechea, să nu mai privim în altă parte, să ascultăm glasul Duhului Sfânt, pentru că vrem să fim în curând cu tine.
Îți mulțumim încă o dată că te ocupi de noi și ne cercetezi. Fii slăvit și binecuvântat pentru toate în veci de veci. Amin. Mă invit să luați loc. O să vă invit să cântăm împreună. Aș vrea să cântăm împreună cântarea numărul 492. Tresăltați, vine Iisus. Amin. E mare lucru, frații mei, să pot spune eu știu în cine am crezut. Mare lucru. Știți cu ce a început slujirea lui Pavel? A început cu întrebarea cine ești, Doamne? Și se încheie eu știu în cine am crezut. Unii dintre noi suntem încă la întrebarea cine ești, Doamne? Probabil că ar trebui să ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să ajungem acolo unde să spunem știm în cine am crezut. Ca final al săptămânii de rugăciune, am spus că probabil că este timpul să aducem înaintea Domnului și mărturisirea vieții noastre. Mărturisirea experienței noastre de anul acesta. Așa că o să o invit alături de mine pe sora Violeta pentru un moment de mulțumire vis-a-vis de experiența anului 2023. Vreau să mulțumesc Domnului că, deși poate anul 2023 a fost puțin mai greu, dar am simțit prezența lui cu mine și în mod special vreau să mă mulțumesc că am simțit foarte mult că știu că v-ați rugat pentru mine și mă bucur foarte mult că particip și sunt parte dintr-o biserică unde ne rugăm unii pentru alții și vă rog foarte mult să continuați aceasta, că este important și ne ține aproape de Dumnezeu și mai ales aproape unii de alții. Mulțumesc mult și Domnul fie lăudat. Amin.
O să te rog la final să mai revin cu o dată pentru ca să ne rugăm împreună. Mulțumesc. Câteva idei doar. Frații mei, toți aceia care au stat pe lângă Pavel, zice, simțeau unirea sa cu Hristos. Mi se pare extraordinar. Lumea are nevoie să simtă că e posibil ca un om să se unească cu Hristos și e posibil ca Hristos să se unească cu un om. Dacă vom vorbi de mărturie, aceasta este cea mai glorioasă mărturie pe care cineva poate să o aducă. Că în vremea noastră, în anul 2024, este posibil ca Hristos să se mai unească încă o dată cu ființa umană și să-i dea strălucirea pierdută. Vă doresc, vă urez pentru anul 2024 ca biserică și ca individ să aveți această experiență. Să se unească Hristos în viața dumneavoastră, cu viața dumneavoastră, pentru ca lumea din jur să simtă lucrul acesta. Nu doar să audă, să o simtă. Vreau să vă întreb, v-ați pus problema care este reflexul pe care un om îl are atunci când se apropie de încheierea vieții? Să presupunem că este cineva care suferă de o boală incurabilă și își dă seama că mai are câteva zile de trăit. Care este reflexul automat, creștin fiind, care îi se declanșează în minte? Poftiți? Nu înțeleg. Împăcarea cu Dumnezeu. Este creștin, dar și pentru un creștin se pune problema așa. Sau? Nu? Am păzit credința, acum e. Sunt iertat. Sunt împăcat cu oamenii, mulțumesc. Și alte gânduri. Mai e vreun păcat nemărturisit, poftiți? L-am iubit pe Dumnezeu în destul. Vă rog să observați acest fenomen de bilanț, mulțumesc, de cercetare și de judecată. Știți care este rezultatul unui astfel de bilanț? Pentru oricine. Care este rezultatul? Te întrebi. Sunt iertat, l-am iubit pe Dumnezeu, am făcut tot ce trebuie. Rezultatul. Poftiți? Întotdeauna rezultatul este... Nu. Nu. Întotdeauna se ajunge la rezultatul nu. Și omul intră în disperare. Și disperarea vis-a-vis de acest lucru este teribil. Știți de ce se ajunge la răspunsul întotdeauna? Inevitabil. Nu. Poftiți? Isaia 64 cu 6 zice, faptele noastre sunt întotdeauna ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Noi nu putem produce fapte de valoare. Nu putem. Înțelegem? Trebuie făcut o schimbare și cu schimbarea asta voi încheia. Unde trebuie făcută schimbarea? Poftiți, frate. Mulțumesc. Textul spune, faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară. Ceea ce v-am spus eu este, încă o dată, este ceea ce am întâlnit la creștini excepționali. Octavian, un creștin din Europa, a făcut bine, a ajutat lucrarea, a dat bani în stânga, a dat bani în dreapta, cancer.
pus mâna pe telefon și mi-a zis: frate Valentin, mă întreb, am crezut eu destul? Și de fiecare dată răspunsul era: trebuia să te încrezi mai mult. Din ce cauză? Dacă te-ai fi crezut mai mult, ce s-ar fi întâmplat? Poate că nu ajungeai aici, sau poate că Dumnezeu te-ar vindeca, dar uite că nu te vindecă. Deci ce se întâmplă? Poate că n-ai crezut destul. L-am iubit destul pe Dumnezeu. Păi uite în ce situație sunt. Cred că nu l-am iubit destul. Bine, Octavian, dar tu ai investit, ai ajutat lucrarea în stânga, în dreapta. Da, poate că trebuia să fac și mai mult. Sau poate că n-am făcut. Înțelegeți? Și lucrul ăsta este teribil. Am citit în Sfânta Scriptură, Efeseni 2:10. Singurele fapte care ne pot ajuta, care sunt? Mulțumesc. Singurele fapte care ne pot ajuta, Efeseni 2:10. A găsit cineva? Căci suntem lucrarea Lui. Am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit cine? Dumnezeu, ca să umblăm în ele. Fraților, e diferență mare. Sigur că da, va trebui să zicem pot totul în Hristos. Sigur că da. Va trebui să ne prezentăm înaintea lui Iisus Hristos plin de bucurie. Sigur că da. Dar fiecare dată când ne vom uita la noi și nu ne vom uita la Iisus Hristos, de fiecare dată vom intra într-o teribilă, o teribilă angoază, teamă. Faceți tot ceea ce se întâmplă împreună cu Hristos. Construiți cu Hristos. Trăiți frumos împreună cu Hristos. Trăiți fiecare clipă într-o credință împreună cu El. Așa cum zice aici, unirea cu Hristos contează. Și la final, vă veți aduce aminte nu de faptele care le-ați făcut, ci de faptele pe care Hristos le-a făcut în dumneavoastră. În așa fel încât să puteți spune: eu știu în cine am crezut. Mutați, vă rog, direcția gândirii de la noi la El. Nu faceți niciodată un lucru bun de unii singuri. Invitați-L pe Iisus Hristos acolo, la binele pe care îl construiți, pentru ca să fie El cel ce construiește. Când veniți la biserică în timp de sabat, nu veniți singuri, veniți cu Iisus Hristos. Aduceți-L de acasă aici la biserică și întâlniți-vă cu Iisus Hristos aici la biserică. Faceți totul în numele Lui. Când dați zecime, nu dați pentru faptul că dumneavoastră ați calculat care e a zecea parte, nu. Ci chemați-L pe Iisus Hristos și spuneți-L: Doamne, Ție îți dau. Pentru Tine o fac. Pentru ca să vă aduceți aminte întotdeauna că Iisus Hristos este acolo. Când vă veți apropia de momentul în care viața se apropie de concluzia ei finală, să puteți trage această concluzie extraordinară: eu știu în cine am crezut. Amin. Frații mei, haideți să mai cântăm o dată spre slava Domnului cântarea de încheiere și apoi la strofa finală. O voi ruga pe sora Violeta, la strofa finală, să vină aici și împreună cu dânsa, cei ce nu s-au rugat și ar dori să se roage săptămâna aceasta, îi voi invita din nou aici pentru a avea o rugăciune mai, compusă din mai multe persoane care se închină înaintea lui Dumnezeu. Thank you.
Amin. Mă bucur tare mult că sora Nelly e cu noi. Știu că și dânsa are de spus câte ceva pentru anul care a trecut, dar probabil că o să vă invităm după amiază. Poftiți! Tată bun din slavă, îți mulțumim din inimă pentru binecuvântările tale, îți mulțumim pentru viață, îți mulțumim pentru această săptămână de rugăciune, amin. Îți mulțumim pentru că ne dorești așa de mult să fim martorii tăi, te rugăm ca să ne ajuți la aceasta. Ajută ca viața noastră să fie o lumină pentru cei din jurul nostru. Îți mulțumim că ne treci prin anumite încercări și pentru că vrei ca să ne apropii de tine și să ne aduci aminte cât de mult depindem de tine. Ajută-ne ca aceasta să nu uităm niciodată și în toate câte ar fi să stăm credincioși și tari și să fim aproape de tine. Te rugăm în mod special să fii cu tinerii noștri, cu copiii noștri, binecuvintează pe fiecare în parte și ajută-ne ca părinți și ca membrii acestei biserici să fim o lumină pentru ei. Te rugăm în continuare să ne ajuți ca să ne rugăm unii pentru alții și în mod special te rugăm pentru cei bolnavi și familiile lor. Întărește pe fiecare în parte și ajută ca să nu piardă speranța și să simtă prezența ta cu fiecare dintre noi. Îți mulțumim și te lăudăm în numele Domnului Hristos, care a murit pentru noi. Te lăudăm pentru veci. Amin. Tată Ceresc, Creatorul și Mântuitorul nostru, te rog să ne ajuți pe fiecare să venim la piciorul crucii și să privim la tine și astfel caracterul tău, plin de frumusețe, să fie imprimat în inimile noastre și în viețile noastre. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că ne treci prin încercări, prin suferințe, pentru ca să putem vedea că Tu ești acela care ne poți aduce vindecare deplină, vindecare spirituală și vindecare fizică. Și doresc în mod special să-ți mulțumesc pentru că în anul trecut ne-ai dăruit un copilaș frumos și sănătos, copilașul lui Eric, micuțul Matthew, pe care îl dorim să-l prezentăm înaintea ta și să îl ajuți, Doamne, să crească în credință, să crească un copil care să-ți aducă ție laudă și bucurie pentru tot ce ai făcut pentru noi. Pentru că ești alături de noi în fiecare clipă și îți simțim prezența, Doamne. Îți mulțumim în numele scump al Domnului Iisus. Amin. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumesc că în viața mea Tu ai fost mereu prezent și Tu m-ai ajutat în toate cazurile de nevoie. Îți mulțumesc că sunt aici acum și în amurgul vieții mele am o rugăminte față de Tine să mă ajut să fiu de folos familiei mele, să fiu de folos prietenilor mei, tuturor celor care mă cunosc și comunității acesteia. Îți mulțumesc că mă vei ajuta și mă vei asculta. Amin. Amin.